Iohannis, e sublinierea ieri extrem de dur pe tema modificării codului penal, inadmisibil, modificări cu destinație. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a avut o primă reacție pe tema propunerilor PSD-ALDE de modificare a codului penal, sublinierea a codului de procedură penal. Subliniere-F-ul statului afirm voala ce unele modificări sunt făcute cu dedicație pentru Liviu Dragnea. Au fost mai multe propuneri care s-au făcut, în vederea modificărilor. Vă referiți la codul penal și codul de procedură penal. Unele modificări sunt necesare, pentru ce e nevoie de o modernizare a legislației, punere în acord cu deciziile CCR în unele puncte chiar cu legislația europeană. Aceste propuneri sunt bune și cred că Parlamentul le va prelucra. Alte propuneri care au fost făcute sunt total inacceptabile și cred că discuția parlamentară va revela care trebuie să rămână în discuție și care trebuie să iasă din discuție. În principiu trebuie să înțeleagă toată lumea. Este inadmisibil ca unele modificări să fie făcute cu destinație pentru unele persoane care vremelnic, acum, ocup unele pozii de decizie chiar în Parlament, a declarat Iohannis.